Punctul nostru de vedere este următorul. Această grevă nu a apărut peste noapte. A apărut ca urmare a unui lung șir de evenimente sindicale. Știți și dumneavoastră că și noi pe nivel județean am pichetat prefectura de 3 ori. Nu de mult a avut loc o grevă de avertisment. De asemenea, în țară, în special la București, au avut loc pichetări la sediul Palatului Parlamentului și la guvern și toate acestea în urma unor negocieri eșuate. Se știe faptul că cei mai mulți dascăli sunt în grevă, dar iată, sunt și mulți care nu sunt în grevă în acest moment. Dar nu sunt foarte mulți cei din a doua categorie. Noi am avut în urma referendumului un procent de 74,14%, iar în urma centralizării pe care am făcut-o ieri, să știți că procentul a crescut. Deci suntem aproape de 90%, zic eu, între 85% și 90%. E adevărat că mai sunt câțiva colegi care încă n-au aderat la grevă. Noi sperăm să ne se alăture și aceștia, așa cum am spus și ieri în școlile pe unde am trecut, să fim 100% pentru a face o grevă scurtă cu negocieri favorabile revendicărilor noastre. Ce se întâmplă cu clasele a 8-a, clasele terminale, clasele a 12-a? Nu numai, dar aceștia, iată, sunt pe final de an, cei de a 8-a să meargă într-a noua, cei de a 12-a să termine. Da. Acum, părerile sunt împărțite. Ați auzit că s-a vorbit și de extreme, adică de înghețarea anului școlar, de repetarea anului, de tot felul de scenarii, de acestea pe care nu ni le dorim. Ieri a fost o ședință online cu liderii din țară și cu președinții federațiilor de la București și s-a pus și problema unei solicitări către Ministerul Educației pentru a anula, pentru, mă scuzați, pentru a amâna anumite calendare. Gen, gradații de merit, evaluări, examene, inspecții la clasă care au loc în perioada următoare. Doamne ferește, dacă s-ar întâmpla, cum spuneați, înghețarea anului școlar, nu credeți că vă ridicați părinții în cap și ar spune, domne, chiar acum, când copiii noștri termină, v-ați găsit să intrați în grevă, puteați să amâna pentru la vară sau, mă rog, în altă perioadă? Să amânăm la vară greva. Da, în condițiile în care, În după o zi, vacanță. da, în vacanță, dacă se poate, deci în condițiile în care suntem atât de aproape de aceste evenimente și de final de an școlar și nu după o zi de grevă plină, da, cu aproape 90% pe nivel național, nu ne-a chemat nimeni la negocieri, vă dați seama ce s-ar întâmpla în vacanță. Deocamdată spun așa, avem părinții, în marea majoritate de partea noastră, elevii, la fel. Sperăm să nu se ajungă la acele scenarii sumbre și, în orice caz, să știți că nu depinde de noi. Noi suntem deschiși la negocieri, liderii noștri au fost, așa cum s-a văzut și din presă, duminică. Deci prima rundă de negocieri a fost duminică, doar că nu s-a promis, nu s-a rezolvat nimic, drept pentru care noi am început greva și o continuăm. Da, nu este un moment fericit pentru educația din România. Sindicatele, colegii au decis acest lucru, le respectăm voința. Acum sper ca părțile implicate să aibă discuții și problema să fie rezolvată cât se poate de repede. Inspectoratul școlar a ales să mențină o linie cât se poate de neutră. Am îndemnat la calm, am cerut directorilor să fie responsabili și să gestioneze cât se poate de bine această situație, să aibă o comunicare permanentă cu părinții pentru a informa în fiecare moment despre situația din școala lor. Nu a fost un mesaj prin care am cerut să rămână copiii acasă. Din contră, am spus de fiecare dată că elevii pot să vină la școală, dar în același timp am informat despre condițiile reale din școală. Câți profesori pot să-i supravegheze, cât personal didactic pot să întrețină spațiile școlare, dacă avem cantină, dacă avem transport școlar și toate aceste informații. Am cerut colegilor directori să le transmită în permanență
părinților pentru a ști și a decide în consecință. Analiza și hotărârea de a trimite sau nu copilul la școală aparține părintelui. Ce se întâmplă cu clasele terminale, clasa 8, clasa 12? Da, este momentul sau este situația cea mai grea pentru copiii din clasa 8 și cei din clasa 12. Suntem în ultima parte a pregătirii pentru examenele naționale. Acum îmi doresc să cred că pregătirea lor continuă, că activitățile voluntare, așa zisele consultații, se desfășoară în program sau după orele de program și că colegii au acționează pentru a continua această pregătire.